Bună ziua, dragi prezentați ai presiei, mă bucur foarte mult că ați avut răbdare să dați posibilitatea să mă exprim în privința celor care au avut loc acum, și anume faptul că am fost invitat la Comisia de Anchetă pe subiectul fraudei bancare și devalorizării sistemului bancar, cunoscută ca și Comisia domnului Slusar. În primul rând, mi-am exprimat îngrijorarea pentru faptul că presa nu este prezentă la comisie. M-aș fi așteptat și aș fi vrut foarte mult ca presa să fie prezentă la lucrările acestei comisii, la audierea tuturor celor care au fost în comisie, pentru a asigura transparență, în mod special, și pentru a avea posibilitatea ca toți cetățenii și întreaga societate să cunoască cele întâmplate. Sper foarte mult, și asta am și solicitat comisiei, ca absolut toate stenogramele și discuțiile care au fost să fie date publicității. Astăzi m-am prezentat la această comisie fiind invitat, la care am depus și o declarație, am înregistrat o declarație privința celor care le cunosc eu, că au avut loc în perioada anului 2014, în a doua jumătate a anului 2014, atunci când am fost sau am activat în calitate de ministru economiei și viceprim-ministru. Perioada deloc ușoară, care a fost marcată, dacă câteva aduceți aminte, și de embargoul rusesc, de criza energetică și, bineînțeles, de criza bancară. Am avut ocazia să discut cu colegii din Parlament, care fac parte din această comisie, și despre tot ceea ce înseamnă contextul fraudei bancare, intrând în anumite detalii legate de colaborarea cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, discuțiile care erau în cadrul Comitetului de Stabilitate Financiară, care erau prezidate de prim-ministru de pe atunci, Iurie Leancă, și alte subiecte de mai în detaliu sau mai puțin în detaliu, pe care cu siguranță o să le găsiți în această declarație pe care o să vă transmit, vouă să fie făcute publice anumite informații din acea perioadă. Regret iarăși că transparența lipsește și sper foarte mult că, cel puțin și în baza unor solicitări făcute suplimentar, absolut toate stenogramele discuțiilor și a acestor audieri vor fi făcute publice. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Am fost întrebat despre unele chestiuni din 2011-2012, de care habar chiar nu aveam și nu am, deoarece din pozițiile pe care le aveam atunci în cadrul Parlamentului Republicii Moldova n-am avut de a face cu sistemul bancar decât ca și client în unele bănci. Într-a doilea rând, am discutat despre garanția bancară și de acel împrumut de urgență, care a fost agreat, simulat inclusiv la nivel de sume, timp de intervenție și persoanele care vor beneficia de acel împrumut de urgență, și anume de motivația sau motivele de acordare acelui împrumut de urgență din partea Băncii Naționale pentru cele trei bănci cu probleme. Acel împrumut de urgență care a fost aprobat de guvernul Leancă cu garanția statului, menirea acelui împrumut a fost ca cele trei bănci cu probleme să aibă bani, lichidități suficiente pentru a acorda banii înapoi oamenilor, adică vorbim despre cetățeni, persoane fizice, agențiilor economice, organizațiilor internaționale care aveau depuneri la acele bănci. Deci acest împrumut de urgență, singura lui menire a fost ca nimeni din această țară și în mod special cetățenii Republicii Moldova să nu sufere din cauza acțiunilor frauduloase eventual, dacă vor fi demonstrate ca atare de procurori și de instanțele de judecată, în primul rând din partea managementului celor trei bănci. Nu o să mă refer la nicio declarație politică făcută pe aceste baze pe care le numiți dumneavoastră de a acuza pe cineva din demnitar. Pentru asta nu există sau nu este scopul politicului și anume a deputaților din Parlamentul Republicii Moldova să arete cu degetul la un demnitar din trecut, din prezent sau din viitor că s-ar fi făcut vinovat de anumite chestiuni. Poți să vii cu poziția ta politică
și să acuz politic unele chestiuni, dar nici într-un caz nu pot să acuz acțiunile unor demnitari sau altă. Asta trebuie să o facă procuratura, adică anchetatorii, investigatorii, care au absolut toată baza pentru astfel de investigații. Cunosc că încă din începutul anului 2015 sau pe parcursul anului 2015 au fost inițiate mai multe dosare penale în fapt și pe anumite persoane care au avut de a face cu sistemul bancar și cu eventuala acțiuni frauduloase a acestora care au adus efect sau impact negativ pe tot ceea ce înseamnă economie, criză și bugetul Republicii Moldova, dar am să mă abțin de la a veni cu anumite catalogări până cei care se ocupă de anchetă nu vor face și nu vor susține acuzațiile ulterior în instanță de judecată. În Republica Moldova, cu regret, ultimul timp mai ales, se face foarte multă justiție ori în plenul Parlamentului, ori prin vocile unor demnitari, ori pe rețelele de socializare, ori în studiourile de televiziuni, ceea ce nu ar trebui să existe. Justiția trebuie făcută în instanță de judecată. Ne place sau nu ne place, dar doar acolo se iau decizii în privința vinovăției sau nevinovăției a unei persoane. Despre presupusul raport Crodului care a fost publicat de NATO, sau dacă ați avut vreo întrebare în baza acestor informații? Noi nu am discutat astăzi la ședința Comisiei de Anchetă despre raportul Crol 2. Cunoașteți foarte bine că eu sunt cel care am făcut public raportul Crol 1 atunci când l-am obținut, în baza deciziilor care au fost luate de atunci să fie repartizat raportul la câteva persoane și în acea calitate de președinte de Parlament. Raportul 2, raportul Crol 2, eu nu l-am avut și nu am acces la el ca să pot să confirm autenticitatea celor care au fost sau a raportului care a fost sau presupusului raport care a fost făcut public de domnul Satei. Rămâne la latitudinea celor de la Crol să confirme sau să infirme autenticitatea raportului și, bineînțeles, a procurorilor care, sau a celor de la Banca Națională care înțeleg că au avut acces la el. Da, vă rog frumos, dar nu vreți să vă luați un microfon sau ceva, că frică mică nu o să vă audă telespectatorii întrebările și... Vreau să fac aici o precizare. Parlamentul Republicii Moldova și majoritatea parlamentară nu că a respins moțiunea. Am fi de acord de această poziție și să o respingă dacă vor. Problema cea mai mare este că această moțiune nici nu a fost admisă în Parlamentul Republicii Moldova să fie dezbătut, discutat subiectele legate de această moțiune. Adică moțiunea simplă depusă de Partidul Democrat, partid de opoziție, nici măcar nu a ajuns să fie examinată în plenul Parlamentului, ceea ce este cel mai grav. Deoarece n-ai fi vrut în Parlamentul Republicii Moldova să existe discuții și dezbateri pe toate intențiile și cele comunicate de Ministerul Finanțelor. Deoarece considerăm că ceea ce vrea să iei ca decizie Ministerul Finanțelor și intențiile pe care și le-au exprimat cei de la Ministerul Finanțelor și Guvernul Republicii Moldova în legătură cu comunicarea sau cu cooperarea cu Fondul Monetar Internațional sau nu, asta mai puțin contează, dar am fi vrut ca aici, în Parlamentul Republicii Moldova, să existe dezbatere, deoarece pentru noi contează foarte mult faptul că prin această nouă politică fiscală care va fi promovată de Ministerul Finanțelor, se vor încălca drepturile și interesele cetățenilor Republicii Moldova și agenților economice, tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri. Și noi am fi vrut, prin această moțiune depusă săptămâna trecută, să avem discuții și dezbateri, deoarece este un instrument pe care poate să-l folosească democratic opoziția parlamentară. Cu regret, această majoritate parlamentară nici nu a acceptat, măcar ca moțiunea, să fie dezbătută și discutată în plenul Parlamentului, nemai vorbind de respinsă sau nerespinsă. Dar în aceste condiții... În aceste condiții, noi examinăm posibilitatea să înaintăm și alte moțiuni simple, inclusiv moțiune de cenzură împotriva guvernului Mai Sandu, în cazul în care o să găsim derapaje de la tot ceea ce înseamnă interesul cetățenilor Republicii Moldova. Absolut.
vreau să comunic și public, dar și guvernului. Sistemul tichetelor de masă și are scopul, în primul rând, de a acorda cetățenilor Republicii Moldova un supliment la salariu, care este cheltuit pe produse alimentare. Deci, pe de o parte, creștem veniturile cetățenilor, pe de altă parte, ne îngrijorăm de alimentarea sănătoasă a cetățenilor Republicii Moldova. Aceste tichete, cu siguranță, nu au adus un prejudiciu bugetului Republicii Moldova, deoarece tichetele de masă se acordă suplimentar la salariul existent și este interzis angajatorilor să reducă salariul dacă vor să acorde tichete de masă. Tichetele de masă e un sistem care există în Europa încă de la începutul anilor 50 a secolului trecut. Și și-au arătat beneficiu în foarte multe state europene, începând cu Italia, unde au apărut pentru prima dată, Marea Britanie, Franța, Cehia, Polonia, inclusiv România. Există un studiu făcut acum câțiva ani de Academia de Științe a României privind impactul economic a tichetelor de masă atunci când ele au fost introduse în România câțiva ani în urmă, chiar vreo 10 ani în urmă. Ce efect a avut pe populație, pe veniturile cetățenilor, ce efect a avut pe sănătatea publică, ce efect a avut la încasările bugetului, ce efect a avut inclusiv pentru unele industrii, cum este cea de retail sau de comerț. În cazul în care acest sistem va fi impozitat sau tichetele de masă vor fi impozitate, asta e ca și cum le-ai anula. Mai bine deja să le anulezi decât să vii cu impozitare, deoarece altfel, dacă vii cu impozitare, ai distrus complet sistemul. Ideea era ca cetățenii Republicii Moldova să aibă un supliment la salariu care nu este impozitat, nu se plătesc contribuții medicale și nu se plătesc contribuții sociale. Și acești bani sunt îndreptați la achiziția produselor alimentare undeva în valoare de 50 de lei pe zi, adică cam la 900 de lei pe lună, care este un beneficiu suplimentar pentru cetățenii Republicii Moldova care în unele industrie, în unele domenii, chiar au salarii mici. Și asta, apropo, cei care vor vrea să facă o analiză ce efect a avut tichetele de masă deja în bugetul Republicii Moldova, ar fi văzut că deja se plătesc mai mult salarii, că deja foarte multe salarii care se plăteau în plic, acum se plătesc oficial. Ar fi văzut că au crescut vânzările în tot ceea ce înseamnă comerț, care la rândul lor aceste creșteri de vânzări au adus la încasări suplimentare, la TVA, la accize sau la alte taxe direct în bugetul statului. De aceea, este o decizie greșită, este o decizie care lovește în interesul cetățeanului Republicii Moldova, în economia țării și mai mult ca atât este o decizie care lovește și în companiile străine care au venit în Republica Moldova anul trecut, dacă nu greșesc, pentru a dezvolta acest sistem. Și noi vorbim de câteva companii franceze în mod special, de aceea probabil a și venit această reacție din partea Camerei de Comerț a Franței și a Ambasadei Franței, deoarece este o încălcare inclusiv a intereselor domeniului de afaceri sau a business-ului. Cum credeți, de ce totuși guvernul a acceptat această condiție? Cum explică că este condiția FMI? Cât de credibilă este? În primul rând, noi am fi vrut ca atât opoziția parlamentară, dar și întreaga țară să vedem care sunt aceste condiții a Fondului Monetar Internațional. Deoarece toți ghicesc doar este aceasta o condiție a FMI sau nu este aceasta o condiție a FMI. Într-a doilea rând, ca și persoane care am participat în discuții cu Fondul Monetar Internațional, vreau să vă comunic că dacă ai argumente și le expui corect și discuți și negociezi cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, reușești să-i convingi ca să ai memorandum, să ai program, să ai colaborare cu Fondul Monetar Internațional și în același timp să aperi interesele cetățenilor Republicii Moldova, interesele economiei și a Republicii Moldova în general. Dar dacă ai o atitudine superficială, dacă ai o atitudine neprofesionistă, atunci accepți tot ceea ce se cere, fără să te gândești de fapt că toate acestea ar putea să aibă un efect negativ și un impact negativ împotriva Republicii Moldova. Și încă un subiect, vă rog, astăzi a fost numit procuror general interimar. Mulți deja experți au criticat modul în care a fost ales. În primul rând a fost schimbată legislația, în al doilea rând a fost anunțat concurs, dar de fapt nu a fost concurs, dar doar examinarea CV-urilor. Dumneavoastră, cum vedeți această numire și ce schimbări așteaptă deja noua majoritate parlamentară de la această numire? Aș vrea să fac o precizare că Partidul Democrat, așa cum a fost exprimat și în plenul Parlamentului, nu are absolut nimic împotriva persoanei.
Din câte am înțeles și din câte am consultat și CV-ul, este o persoană care deja activează în instituția procuraturii, relativ tânără, cu anumită experiență și probabil va fi bun ca și procuror interimar. Dar modalitatea și procedura prin care a fost selectat și a fost numit este foarte nocivă și chiar păguboasă și arată un exemplu care nu trebuie să fie urmat niciodată. Haideți să fim serioși. Ce concurs e ăsta când vineri seara anunț concursul ca sâmbătă, duminică și luni să fie date CV-urile și încă nouă de la tribuna Parlamentului domnul Slusar, domnul vicepreședinte a Parlamentului, ne spune, băi, fracțiunile parlamentare au avut posibilitatea să cunoască respectivele condiții și faptul că se colectează CV-urile. Adică noi ce ar fi trebuit? Să sunăm procurorii să le spunem veniți și depuneți CV-urile? La ce s-a referit când a spus despre fracțiuni? Cu alte cuvinte, ca și rezumat. Suntem categoric împotriva modalității în care se știrbește sistemul, se deluiază tot ce înseamnă statul de drept și cum se încalcă procedurile. Nu avem nimic împotriva persoanei ca atare. Poate să fie probabil cel mai bun procuror din Republica Moldova. Dar modalitatea prin care se fac tot felul de jocuri de genul ăsta, anunțate concursuri sâmbătă, duminică, ca cineva să reușească să depună anumit CV-ul din punct de vedere a intereselor unor fracțiuni, asta deja e încălcarea tot ceea ce înseamnă normă de drept, stat de drept și mai ales normele de transparență. Și ieri am aflat că care este candidatura pentru șofie CNA, dumneavoastră, adică și fracțiunea PDM va susține această candidatură și ce părere aveți despre desfășurarea concursului și în acest caz? Sunt dubii cu privire la desfășurarea acestui concurs pentru însăși faptul că deja a fost prelungit odată fără să dea prea multe explicații în momentul în care erau deja candidații înregistrați care au respectat termenul de depunere a CV-urilor sau a dosarelor. Acum îmi este greu să mă expun pe marginea calităților unei persoane sau altea. Este comisia care a luat decizia, noi vom discuta la fracțiune și vom lua decizia dacă susținem această persoană sau nu, dar iarăși deja apar semne de întrebare în privința modalității prin care se alege cineva sau se selectează un candidat. Vă mulțumesc foarte mult, succese și vă las la dispoziție atunci declarația pe care am și înregistrat-o și am lăsat-o și în adresa comisiei pentru ca să fie cunoscut de public și prin intermediul vostru reprezentanții presii. Vă mulțumesc foarte mult, succese, la revedere!